Sunt la Aerovaza Kamikaze. Săptămâna sub acoperire este titlul sub care se desfășoară această ediție specială, evident, Aerovaza Kamikaze. Misterul candidatului acoperit, misterul comisarului european mult iubit, niciun mister cu pițurcă e de neînlocuit, cât despre Putin să fie primit, iar în Irak masacru deosebit. Hai Dumnezeu cu mila! De la Toflea, iar noi suntem regii radioului la emisiunea autonomă română Aerovaza Kamikaze. Alex Duțu Vorbosu, Marian Turosu, numele meu este Alexandru Hâncu și evident avem într-adevăr o săptămână cu care ne putem mândri. Marian, ți-a atras atenția în special, să spunem, cazul acoperirii și descoperirii acoperitului. Ieșirea președintelui Traian Băsescu la Turcescu, așa cum ne-a obișnuit. Care să zicem că a atins cu vârful bocancului Constituția. Așa. A intrat și în ea așa puțin, dar nu cât să... Și cu vârful și cu călcâiul. E la limită, numai că s-ar putea să, la care să se sacrifice pentru un bine. Să pentru binele țării. Și Ciocăzanu a spus aseară că dacă el ar avea informații despre un agent acoperit care ar periclita soarta României, conform legii, asta nu se dau. Risc, da, l-ar da. Informațiile astea de... Această... Azi, scuze. Ziceți. Nu se dau astea conform legii. Da. Deci mai ales din funcția asta, dar oricum, e o situație specială, trebuie să o înțelegem. Trebuie să fim îngăduitori. Da. Știi să scrie la excepții. Dacă amanta are o nevoie, poți să încalci. Sau... Nu, mie asta îmi place cu dacă periclitează soarta României. Toată lumea discută în acești termeni. L-am auzit și pe Turcescu. Dom'le, știți, legea spune ceva, litera legii. Dar în caz, bine mă, și cine hotărăște dacă o periclitează? Ia spune. Ia zi, să periclitează sau nu. Hai să le capitulăm. Mai deci, asta, nu ne duce capul pe nimeni să hotărâm noi. Sigur. Cum să periclitează. Marian, deci aș vrea să faci această recapitulare, o scurtă trecere în revista a declarațiilor de până acum. Hai să vedem dacă putem trage chiar o semiconcluzie. Da. Este Traian Băsescu, atrage atenția că unul dintre candidați ar fi agent sub acoperire. Deci acționează. Doar din două butoane. După care Iohannis iese public și spune că nu e el. Monica Macovei iese public și spune că nu e ea. Apoi vine și domnul Ponta, care a spus cam așa. Eventualii candidați la funcția de președinte al României care ar activa în servicii secrete trebuie felicitați, fiindcă își fac datoria față de țară. Bine, Ponta a mai zis ceva. Știi ce a mai zis Ponta? A ieșit cu înregistrarea lui Băsescu și a zis așa. Când domnul Băsescu ne-a numit, a spus așa și a ieșit cu înregistrarea de atunci. Am verificat la servicii, nimeni dintre miniștrii guvernului Ponta nu i-a acoperit. Deci Ponta a zis, domne, nouă ne-a dat odată domnul Băsescu certificat. Acum să vedem, ori n-a știut atunci, ori nu știe acum. Da. Deci când a știut și atunci, dar nu era cazul Da, de ce ieși să zică că știu sigur că nimeni nu e fost ofițer? Dacă ți-aduce aminte cum a zis exact Băselu, el a dat-o pe șefii celor servici. Și mai, îi băgăm și pe aia. Hai ca așa. Să... Deci el a zis așa, i-am chemat la mine la CSAT, unde ne mai întâlnim așa din când. Și mai rău. Pe șeful SIE și pe șeful SRI. Și mi-au dat asigurări. Și le-am cerut să verifice aceste lucruri. Și mi-au dat asigurări că... Nu sunt. Deci mai schimbă și pe aia. Și a fost în fotbal, e momentul zero în serviciile de către românești. Deci de dragul Udrea l-a dat pe mereu de la Schila. A îngropat nu știu câți un partid și o să îngroapă și pe șefii, deci și pe Liviu Maior. O să reformeze și serviciile încă o dată, că am înțeles că mai făcut. Nu, dar te-ai gândit dacă domnul ăla, că am și eu o întrebare, dacă domnul ăla e într-un serviciu care se cheamă CIA,
ce facem? Bun și mai frumos. Da, minunat. Deși nu că... E bine sau nu e bine? Hai ca să știm. Dacă acționează în interesul... Ce vorbești, m-au să zice. Domnul Pont așa zice, dacă acționează în interesul... Care este foarte bine. În interesul... Uite, vă întreb. Dacă aflați că unul din candidați nu contează, care este agent ofițer acoperit al CIA? Vă convine? E bine sau nu? Să fie judecat conform... Legilor americane. Legilor americane, așa. Să fie judecat conform legilor americane și... Dar ce ne facem? Dar ce ne facem, domnul Ponta, dacă am spionat pe în Franța, partenerii noștri din NATO și din UE? Pentru KGB? Noi acționând în interesul poporului român. Ce ne facem? În interesul noi? Poporului român, frate, cu poporul... Păi eu asta zic, băieți, care e interesul poporului român, mă, mâncă? Da, recunoașteți una peste alta. E mișto. Ziceți că nu e frumos, ziceți că nu e bine, mă. E puțin mai bine decât mă așteptam. Dar să iasă mai des, bă, exact. Dacă tot am dat-o în diverse și în mangleală, hai, mă, fiecare seară să ne distrăm. Alegerile sunt alegeri, vedem noi pe cine punem ștampila. Dacă ați observat, dar chiar e momentul să reapară OTV-ul, deci este momentul... Băi, deci Dănuț a fost fulminat în seara când... În seara când a venit cu dezvăluirea cu alea, a ținut o emisiune specială, Dănuț, bineînțeles, cum face el la România TV, OTV după ora 24, și a anunțat că programul lui de guvernare de la 40 de teme s-a lungit la 56, primii 18.000... Și pe urmă s-a scurtat la 2. Așa. Primii 18.000 care, sigur, dintre susținătorii PPDD, care câștigă concursul lui acela pentru funcții la... Primesc așa urmă. Nu, vor fi consilieri locale ai PPDD, primii 18.000. Următorii 18.000 sunt rezervele lor în caz că primii 18.000 nu-și pot lua locurile de consilier. Sau în caz că se accidentează așa. În timpul mandatului. Iar primii 300 sau 400, nu rețin exact, vor fi angajați la administrația prezidențială la Cotroceni. Ceea ce nu e rău. Așa. Și pe Crol, nu, era anunțul în maximum. În scurt timp vom afla cine este agentul acoperit, pentru că a explicat Dănuț, eu în mod sigur, el a avut colegi, a avut șefi, oameni cu care a lucrat, este imposibil ca ei să nu se uite acum. Dumneavoastră citați din realitate, există lucrurile astea? Da, bro. Nu auzi, mă, că așa a zis. N-ai zis tu că e niște. Băi, omule, ce vreau să vă întreb, că m-aș băga... Nu, n-am inventat nimic, am reprodus. Băi, m-aș băga cu adesiunea la PPDD, așa? Fără nicio discuție, nu vreau nici 18.000, că nu prind eu primii consilieri, nici. Mă interesează cei 3-400 angajați la Cotroceni, care probabil o să fim pândari, paznici. Ceva? În aripa, că eu vin cu 69 din drumul tău. A, te interesează? În aripa asta pe stânga, de ce? Ca să nu mai schimbi eu troleibuzul? Corect, sau corect. În aripa asta lantă? Pentru mine e foarte important. E foarte important, că pe partea altă... Dacă mă puneți pe grădina botanică pândar, mi-e mai greu. Da, da, ai dreptate. Că trebuie ai să schimb acela leu, e complicat și politica ăla. Externă a României nu-mi permite exact. Mie această e schimbare. Sub, deci voi spuneți că după 12 noapte pe România... E delir. Și a zis așa, și vom afla în scurt timp, în această noapte, cine este agentul acoperit, pentru că este imposibil ca el să nu fie avut coleg, să nu fie avut șef, să nu fie avut oameni cu care a lucrat. Este sigur că ei se uită la OTV acum și vor da telefon la SMS Tararam și ei vor devola cine este agentul. 3,5 euro? 3,5 euro, bineînțeles. Băi, excepțional. Și l-a avut pe unul care susține că a fost. Po fi fost omul șef de serviciu secret. Eu zic să-i dea licența înapoi, mă, că-i pe... Nu, este delir. Un nene care zice că și el candidează la prezidenție, n-am putut, eram totuși obosit, n-am putut să-i rețin numele, zice că a fost șef de două ori șef de serviciu secret în anii 90, de care se ocupa pe scara lui de oprirea traficului cu tehnologie occidentală și nu știu ce, spre zone de război. Sau cred ceva. Că serviciul secret de salubritate. A, și așa, eu am fost la un serviciu secret de salubritate. Noi stăteam noaptea în timpul ăsta când lumea dormea la 5 dimineața și măturam toate chiștoacele după stradă în secret, înțelegi? Că oamenii dormeam în timpul ăsta. Și noi în secret luam și noi ce puteam, mai lăsam și în urmă, nu puteam să luăm. Nu poți, mă, toate. Dar așa în mare era cât de cât curat la secret. Mai aveți o declarație a domnului Victor Ponta? Da, voi ce ziceți, mă, Băsescu o să spună până la urmă, uite, încă n-am găsit, îmi revin la ea mai încă. Bă, el de obicei spune, deci uite, ce spune, uite, că ea zice, aveți aici așa? Ponta, România este afectată de sancțiunile impuse Rusiei, dar este un preț care merită plătit. Pam, pam. Cred că nu nimeni n-ar vrea să plătească chestia. Sau, cum a zis, merită plătit. Da, cum a zis-o tu pe asta, cum a zis, mă, Ponta, deci, cei posibili candidați care ar activa în servicii secrete trebuie felicitați, fiindcă își fac datoria față de țară, iar aceasta n-ar fi o temă de campanie prezidențială. Și aici ar merge semnalul ăla clasic de la Unda Veselă. Wow, 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 wow. Da, excepțional. Bă,
Totuși, pe Băsescu l-a luat vorba târâși tare de tot. Nu a luat, băi, de mult o anunță, mă, el de mult, de lungă zile da, spune chestia asta. Da, mă, o anunț, dar nu vezi să s-a bălmăjit aici, s-a încurcat tare de tot, că nu poate să spună. Zice că va face. Ungureanu, zice, a explicat. Ungureanu sau nu știu cine a explicat aseară. A fost Mihai Răzvan Ungureanu, fostul șef al SIE la Turcescu. Și-au dezbătut ei diferitele variante, reieșea din ce spune Ungureanu că dacă e dată la secret și zice că Ponta și-a dat în 2013 o super ordonanță de asta cu secretizarea, o, da, o ordonanță de urgență, o, nu, o hotărâre de guvern prin care se super secretizează toți cei care au activat acoperit în diferite funcții. Stai, Turcescu sugera că ar putea fi vorba de activitate sub acoperire ca ofițer până prin 2000. Așa, ceea ce n-ar intra sub incidența acestei ordonanțe, deci ar fi permis, dar un expert juridic care a luat legătura cu realizatorii emisiunii le-a atras atenția că există o lege din 92 despre, despre magistratură și magistratul n-are voie să fie, din 1992, n-are voie să fie și ofițer acoperit în structurile magistrate. Hai să fim serioși, mă, la dacă unul toate aluziile sunt îndreptate spre Victor Ponta, de altfel Andreea Pora a și spus-o deschis. Ducu, da. Tu crezi că dacă magistratul nu are voie să fie niște structuri secrete, acest tip de lege, aliniatul 4 corroborat cu 12, chiar îl împiedică să fie el în niște servicii secrete? Adică ce? Îl cheamă, bună ziua, nu pot să mă angajez că nu dă voie legea. Bine, domnule, îți dăm banii pe zugrăveală. Hai mă, ce n-ai. Vom afla. Interesant în orice caz. Și întrebam mai devreme, dacă mai țineți minte, speculația, domnul, dacă o va spune, dacă Traian Băsescu data va spune cine este sau nu. Eu cred că da. Domnul George Bush, tata lui George Bush, ăsta a venit în funcția de președinte, nu cred că era mare, nu era ofițer, era șeful CIA. Nu, fusese doar directorul CIA. Directorul CIA. Da, deci era fusese oficial. Șeful ofițerilor acoperiți. Dar nu se, da, nu se putea pune problema la el că ar fi fost ofițer acoperit. Adică era, vin era și descoperit. El era super descoperit că asta este. Na, ce să facem? Sigur că da. Deci, s-a făcut speculația că George Maier înrudit cu Victor Ponta, nu? Că i-a fost ceva naș cu nu, Victor e Ponta, nu? Maier. E bine, e din ce în ce mai prezent Maierul. Așa, bun, George Maier, șeful SRI, să spun, că va candida la președinție la un moment dat. Sau vorba lui unul, zice, noi trăim acum într-un stat în care primul ministru este încuscrit, înrudit cu șeful majorității parlamentare din Senat, cu directorul SRI, cu mai mulți. El are rude puse peste tot. El e sârbu, să le vocăm și pe dânsul. Și ceva, mă, tu poți să lucrezi pentru un serviciu secret, dușman, prieten, ce-o fi străin, fără să intri să ai cartea de muncă acolo. Despre ce vorbă? Aia când au luat zi, mă, cum îi chema, evrei care au luat bombă. Dar nu se pune, la americani. Dusu, nu se pune. Erau angajați în serviciu secret KGB. Nu, au venit, le-a dat bani, le-a dat bomba atomică. Mulțumim. I-a prins, americanii. Nu se pune problema așa, se pune problema că legea interzice, știi, mă, dar magistratului să fie și ofițer de informații. Eu vreau și dacă spun, este devoalat, dacă este descoperit ca ofițer de informații, trebuie pedepsit. Asta este. Da, mă, dar ce înseamnă ofițer? Eu pot să zic că, domnule, n-am în cartea de muncă ofițer. Eu asta vreau să zic. Da, mă, că să faci o discuție într-o zonă artificială. Nu, eu e deloc artificial. Băi, bun, uite-ți o întrebare. Aia care artificial au furat bomba atomică de la americani și au dat-o la rușii, da? Da. Și au fost prinși de americani cu tam-tam. Și puși pe scaun electric. Așa, întrebarea mea, erau ofițeri acoperiți ai KGB sau nu? Nu erau, că nu era în scripte acolo. E cu totul altceva. Stai puțin, Băsescu n-a spus... Eu vreau să zic că poți să colaborezi fără să fii ofițer. Nu, adică ce înseamnă să fii ofițer? Băsescu... Concret, ce înseamnă să fii ofițer? Băi, 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 deci Băsescu a spus clar, ofițer sub acoperire. Ce înseamnă? În ce constă? Cum dovedem că ești ofițer acoperit? Tu, X, cum? Uite, eu, tu ești judecător, da? Și eu îl reclam pe Marian că e ofițer acoperit. El mă dă în judecat. Și tu ești judecător și trebuie să hotărăști dacă eu am avut dreptate sau nu. Exact despre asta. E calomnie sau nu? Alo, alo, nu e calomnie dacă se poate proba. Cum? Ia să vă, cum probezi? Ăla vine cu cartea de muncă. Spune, domnule, eu n-am un cartea de muncă ofițer acoperit. Cu așa numită carte de muncă. Și tu crezi că ăștia au un cartea de muncă? Eu zic că n-au, are nimeni în cartea de muncă. Eu cred că ei sunt pe niște liste. Băi, mă gândesc că pe listă sunt. Băi, atenție, cartea de muncă e cartea de muncă. Bă, mule, tu nu înțelegi, deci și la CIA, băi, deci da, la CIA, alo, domnul, ai văzut în filme, la CIA când moare unul, sau este decorat unul, alo, domnul, să pune o stea pe zidul de marmură de la intrarea în holul CIA, fără nume, da? Să faci o ceremonie secretă, păi asta, la care vine el cu colegii, da? Și în calitatea lui de ofițer CIA primește decorația respectivă, pe care o lasă acolo, nici acasă nu o duce, aia să pune într-un seif.
Deci undeva la CIA există lista cu numele, gradul, salariul primit, anii și, de servicii. Și dacă ăla vrea să... Asta există da. Și la serviciile românești. Bun, și eu te întreb un lucru. Dacă ăla vrea să dea în judecată pe cineva pentru calomnie, că i-a zis că e, nu... Aici e foarte interesant. Poate să vină în instanță cu ea? Nu poate. Cum să nu? Deci eu vreau să zic că noi facem o discuție pe niște realități care prin natura lor nu pot fi probate. Adică noi vorbim metafizică, știi? Așa, deci asta sunt și eu e curios. Normal, serviciile nu dau nimic, la revedere. Nu, serviciile dau. Dacă l-ai prins tu pe ăla advers, așa dai, așa. Dă pacepa despre aia, când fuge. Dau cui trebuie. Dă Snowden când l-a fugit. Așa, deci, hai să zicem așa. Serviciile dau cui trebuie. Cui le trebuie lor, da? Deci nu poate fi dovedit. Nu știi asta. Nu am mai spus cineva odată, nu mai știu. Unde am citit chestia sau unde am auzit-o? Cred că e timpul să apelăm din nou la domnul Nicu Gheară. Că ăsta, el știe să-i găsească pe într-adevăr. Mai țineți minte când a prins el după de final. Pe șosea, a arestat pe șosea, nu? Da. Frumos, zice, evocați, evocați. El era filat de niște băieți, din niște servicii, așa? Și serviciile lui în particular au descoperit chestia asta. În momentul în care s-a oprit mașina, s-au dat jos-ai lui aia. Către pentru oficiali. Așa. Oficiali au fost semi-oficiali și ăia n-aveau vreo. Dai seama, cu mâinile la spate s-a chemat și televiziunea, s-a intrat și în direct. Frumos. Și cameramanul Pro TV a alergat după unul care încerca să-și ascundă patul. Un acoperit. Și domnul Nicu Gheară era indignat. Ok, facem prima dedicație muzicală, pentru că vom vorbi în curând și despre ea. De la Michael Crețu, pentru Corina Crețu și pentru toată UE, o piesă cu un titlu emoționant, Return to Innocence, întoarcere la inocență, inocenta de ea. Michael Crețu, grupul Enigma, Sandra Lauer, pentru Corina Crețu și toată UE, cam acesta ar fi mesajul ei către Comisia Europeană. Aerobaza Kamikaze, din nou în direct cu dumneavoastră. Rețineți în fiecare săptămână la chioșcurile unde nu este interzisă. Găsiți și cumpărați, evident, revista Kamikaze. Noi suntem emisiunea autonomă română Aerobaza Kamikaze. Alex Dusu Bărbosu, Marian Turosu, numele meu este Alexandru Hâncu și ați văzut extraordinar, într-adevăr, și la noi emoția, entuziasmul pe care le-a stârnit anunțul președintelui. Și afișarea întreține. Și exact. Vorbim de emoții reale. Înțeles, emoții reale. Ce treabă am eu cu ofițeria acoperiți. Lasă-mă, o altă emoție super pozitivă a fost generată săptămâna aceasta de anunțul că Jean-Claude Juncker, cum zic unii, Juncker, cum zic alții, președintele... Sau tăticu. Tăticu, tataie. Cum îi zic? Nou președinte al Comisiei Europene, care va intra în pâine din noiembrie, dacă rețin bine. Acum este încă în funcție comisia lui José Manuel Barroso. Noul președinte, deci Jean-Claude Juncker, a anunțat că, într-adevăr, Corina Crețu a obținut prestigiosul post de comisar european pentru politici regionale. Un moment emoționant. Vă ajungeți aminte, iarăși, intervențiile televizate ale premierului Ponta de săptămâna trecută, în care era absolut dezolat și în același timp scos din sărite de faptul că președintele Băsescu ar fi intervenit pentru ca doamna Crețu să fi primit un alt portofoliu. Este într-adevăr un moment emoționant. Ne aducem aminte de ce anume? Wow! Wow! Nu se poate. Ești sigur? Așa mi-a okay, da, bun, vorbim și despre asta imediat. Că doamna Corina Crețu, într-adevăr, a avut o carieră excepțională. Ne permitem să spilcuim puțin, să spilcuim puțin din cariera dânseia. Deci, la carte de vizită profesională, a absolvit... Grădinița, încep de la grădiniță. Absolut, pe scurt, a absolvit Academia de Studii Economice din București, ASE, în perioada în care circula foarte des o anumită glumă cu o bilă. Bila de pe ASE și condițiile în care va cădea. A terminat în... A terminat în epocă, în 89, a fost repartizată la Blaj, la o întreprindere ceva metalurgic, nu știu ce, transferată în București în 1990, după care simultan și-a început cariera jurnalistică la prestigioasele publicații Azi, Curierul Național și Cronica Română. Fiind remarcată de Ion Iliescu, a devenit purtătorul de cuvânt al lui Ion Iliescu între 92 și 96 și apoi 2000 și 2004. În 2002 a fost propus tot la sugestia domnului Ion Iliescu în Consiliul de Conducere de Administrație de la Radio, de la Televiziunea Română, da, confirmat
jumătate de parlament, din 2004 senator. M-a emoționat și detaliul că a fost observator OSCE la alegerile parlamentare din Moldova în 2005, iar în ianuarie 2005 a fost invitată în capitala Iordaniei, Amman, pentru a conduce un seminar de instruire pentru purtători de cuvânt în Irak. Ceea ce, sigur, este emoționant. Asta este cartea de vizită profesională politică a doamnei Corina Crețu, care sigur că strălucește, se distinge printre cărțile de vizită ale colegilor săi, cei 28. Să luăm așa la întâmplare. Frans Timmermans, din Olanda, este actualul ministru de externe al Olandei. Cristalina Georgieva, din Bulgaria, este comisar european și a fost din nou distribuită comisar european. Alenka Bratušek. Pe aceeași funcție sau... Pe altă funcție. Crește, mai schimbă de la sport. Până la 38 de ani ești la sport, pe urmă treci la ciorap de damă și pe urmă secțiarul menții. Fost comisar european, din nou comisar european. Alenka Bratušek, vicepreședinte al Comisiei Europene din Slovenia. A fost prim-ministru al Sloveniei. Irki Kata din Finlanda. Băi, Ducu, păi și ce vrei să trimite și noi primiști, că nu știți la pușcărie. Alo, domnul. Irki Tapainen, Katainen, Tapani, Irki. Fost prim-ministru al Finlandei. Valdis Dombrovskis, ăsta e foarte bun, din Letonia. Alo, fost prim-ministru al Letoniei. Noi avem primiști la pușcărie, fost prim-ministri. Nu toți, există. Andrus Ansip, din Estonia. Ce crezi și ăsta? Fost prim-ministru al Estoniei. Federica Mogherini, chiar cu treia mai tânără decât doamna Crețu, ministru de externe al Italiei. Problema ce să Berlusconi, face? Nu, acum, nu, chiar anul ăsta. Adică, practic, doamna Corina Crețu se poate compara în CV doar cu sărmanul reprezentant la ajutorul umanitar, da? Care vine din Cipru. Ăsta n-a fost decât purtător de cuvânt în Cipru, într-adevăr. Sigur, facultatea pe care a absolvit-o el este, dacă nu mă înșel, nu. Stomatologia, da, a absolvit în 84 stomatologia în Grecia. Ăsta pare meserie. Deci, într-adevăr, doamna Corina Crețu... Stomatologia a absolvit-o în Grecia? Da, în Grecia. Când veneau grecii în România. Veneau grecii în România, că era de vreo 10 ori mai ieftin și se dădea... Nu, și făceai jigar. Făceai pe dracu. Poți să-ți povestesc cam ei ce... Nu făceau, ei făceau pe dracu. Da, am povestit eu din cărta. Era așa. Mai primea câte unul în telefon. Asta, nu te supărea. Dacă poți să ajuți, dragul meu, pe mine. Da, zice, care ar fi problema? Dacă poți să scrii tu la mine trei subiect. De ce? Asta o să am eu la examen mâine. Asta trei subiect ca să știu pe ele. Dar cum o să ai? Asta trag eu măi la examen mâine, știu eu. Da, bun. Eu încredea... Și câți bani? Ține câți bani? Păi nu știu câți bani a dat, da? Mi s-a relatat aceasta. Când încredeam eu o prestigioasă carieră în alimentația publică în Creta, o colegă mi-a fugit cu avionul cu fiică-sa la Atena. Așa deodată. Și am aflat că avea operație, în fine, avea ceva probleme cu copilul. Și am întrebat-o de ce la Atena, de ce nu te-ai dus în Heraclion, în oraș universitar, că auzisem că au universități acolo, spital. Și a zis, aici în Creta toți doctorii au făcut facultatea în România. Bun. Și de asta... Chiar s-a publicat săptămâna și asta. Și de obicei te operează frizer. Din ce știu, mă rog, cam acum... frizerul te... Da, vine dintr-o tradiție de nevul mediu, când erau celebri în epocă... Din antichitate la Grecia. În nevul mediu erau celebri chirurgii bărbieri. Așa li se spune. Chirurgi și bărbieri. Evident. S-a și publicat săptămâna aceasta o statistică a studenților străini din România. Vreo 12.000 ar fi răspândiți Iași, Cluj, București, Craiova. Ce mai mulți vin din Republica Israel. Bine. Nu, știi ce cred că sunt? Mă, cred, zic și eu. Sunt oameni plecați până anii 80 cu copilul de 3 ani și costă școala mult, facultatea la ei, copilul mai știe românește, mai are vreun ca să mai contrabalanceze cu numărul mare de studenți arabi care mai erau exact pe aici și așa. Eu cred că asta e mai degrabă. Cum a făcut ăsta? Schwarzenberger lui Mihail Adulescu, am înțeles tot așa. Au plecat în Israel familia până anii 80. Când a ajuns băiatul la 18 ani acolo, s-a dus, o fi picat. Păi, nu? Și a zis, hai că în România e altceva. Se fură mai ușor. Du-te așa că se și fură mai repede. Tot medic e și el stomatolog. Spuneai de cifre. Deci pot să spun că în anii 80 la medicină la București, examenul de anatomie 1 și anatomie 2 era $800.
Bine, cam 400. Explică-le oamenilor ce însemna 100 de dolari atunci. Era 100 de lei dolarul. Nu, atunci încă nu era 100 de lei dolarul, în anii 80. Spre final a devenit și 150 dolarul. Ce să mai... Cam îți dai o mașină cu banii în România sau o garson, mai puneai un pic și îți dai o garsonieră. Ei mai și învățau unii dintre ei, dar sigur... mai greu cu învățat. Asta este. De prestigiu, într-adevăr, diploma din România. Unul a și mărturisit. Ce va face cu diploma? Ce, domnule, tata are o rețea de magazine de pantofi, dar îi trebuie să fac și eu o facultate ca lumea să se poată mândri și el acolo. Uite, asta... Stai, mă, stai, tot e bine. Să gândești că era unii care te desfăceau pe inimă și se întorceau în casă. Sau e o scenă, într-adevăr, de comedie. Am intrat la un moment într-un salon și era un nene, terminase facultatea, el acum era la specializare, pentru că putea face și specializarea în perioada în care Elena Ceaușescu interzisese intrarea în specialitate, deci în cursurile de specializare. A străinilor sau cum? A tuturor, dar străinii puteau să facă și consulta o bolnavă și o ciocănea, cum se spune, o percuta, zicând el în același timp, el, doctorul care o consulta pe bolnavă, 33. Deci el o ciocănea și zicea 33, el. Păi dacă aia nu fi vrut să zică... Ai văzut, da. Ia-i sunt... odată, băi, zi 33, i-a zis a doua și oară. Sunt, da, și sunt o sumedenie de povești delicioase cu acești bravi slujitori ai lui Asclepios, cum să spune. Pentru că vorbim de Corina Crețu, am evocat ASEA, am evocat studenții străini din România, ei vor primi întăriri, nu-i așa, elementul studențesc, Marian, printr-o decizie genială luată iarăși săptămâna aceasta. Da, s-a hotărât ca elevii care n-au la bacalaureat, totuși să intre în la, viață, da? La învățământul ăsta superior. Domnul Pricopie, ministrul învățământului, spune că nu e, domnul, nu e facultate, nu-i primim fără bacalaureat la facultate, îi băgăm la colegiu terțiar. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă după primul an de colegiu terțiar de asta, tu ți-ai bacul, nu știu cum, dacă dă Dumnezeu, treci în anul, în anul 2 intri la facultate la zi, ca aia care luaseră bacul înainte și de să exam. Deci, practic, n-a lămurit domnul Pricopie, nu se intre fără bac la, la facultate din anul 2, ci direct din anul 2. Așa. A reușit-o. S-au dus-o mai sus. Stai, mănițel, eu aș merge mai departe. Deci tu n-ai luat bacaloriatul ăsta. Că stai greu tare de tot. Da. Mergi înainte, intri la colegiu, de la colegiu te transferi, faci medicină, ești chirurg, operezi oameni și tu tot pe la 50 de ani când te duci, tu tot îți dai bac, înțelegi? Și dacă la 88 de ani când horcăi să mori, nu ți l-ai luat, îți spune bă, scuză-ne, numai tu ai fost chirurg toată viața, ai operat oameni. Așa? Eu așa aș vedea. Omul să termine medicina, să intre în câmpul muncii, să mă opereze pe mine, pe creier, pe aia și între timp să mai dea bacul în timpul ăsta. Când are el timp? Băi, te mai vezi și cu foștii colegi. De exemplu, te duci la 48 de ani, faci întâlnirea de 30 de ani de la picarea bacului. Înțelegi? Să salutăm și o o lansare, de fapt, săptămâna asta s-a lansat iPhone 6. Așa. Model disponibil fără în toată lumea. Cu bug, fără bug. În toată lumea, mai puțin în China, unde încă rulează vechiul iPhone 8. Încă. iPhone 8, iPhone 9 și iPhone 10 sunt deja. Încă China, sunt în iPhone 9. Au rămas înainte tare. Au rămas tare de tot înainte chinezii, sigur că da. Emoțional moment, într-adevăr, firma Apple a recunoscut importanța așa numitului dolar cărunt, așa îi spune ei, the grey dollar, dolarul celor cu părul cărunt, foarte important. Ei sunt foarte mulți în Statele Unite, au beneficiat de o formulă de pensie care le dă cam jumătate sau spre între jumătate milion și un milion de coco fondul lor de pensii, pe care poate să-l investească după aceea în ce doresc. Deci există un dolar cărunt în Statele Unite și dovadă acest iPhone 6, nu? Ăsta e 6. E în două versiuni, varianta cu ecran pe care îl pot citi oamenii fără ochelari și varianta cu ecran mai mare, ca și cei ce poartă ochelari să-l poată citi fără. Și am mai scos și ceasul, foarte important, este ceasul ai ceas. Ai watch. Nu că au renunțat la IU. E Apple Watch, pur și simplu. Ceva de genul, nu e cu I, parcă. Așa. Eu mă interesează când scoate domnul și un deșteptător de la denoptieră. De bateria la denoptieră. Bateria acestui ceas ține aproape o zi. Aproape o zi? Dacă te scoli mai târziu. Aproape o zi dacă te... Poți vorbi la telefon, poți trimite e-mail-uri de pe ceas. Am înțeles că au făcut și variante de-astea. Bărbat, femeie. Bărbat, femeie. Și evident...
Poți plăti direct cu ceasul pe care îl fluturi așa în fața. Bravo, mă, la noi, senzor. La noi la Cârciun se plătea cu ceasul de mulți luachener. Bună ziua, nasă. Dacă nu vrei să, dacă nu vrei să stai la spălat, mare șmecherie. La noi se plătea cu paltonul, cu ceasul de mulți. Exact. De, cu 30 de ani. Atenție, dacă nu vrei să rămâi să speli vase. Nu, pentru că era formula aceasta, direct știi, era, cu, era cu choice, cu multiple choice. Este foarte simpatic ceasul, el va fi lansat anul viitor. Deocamdată se culeg impresii. A fost prezentat oficial de șeful firmei Apple. Zic că dacă da, o să țină ei tot așa. Și e interesant că zice acolo, dacă primești un telefon pe ceas, îl poți transfera pe iPhone. Ca să vorbești și mai mult și după ce l-ai transferat pe iPhone, poți să-l transferi pe ceas înapoi. Pe ceas înapoi, ca să exact. Avem opțiuni. Ceasul are difuzor și microfon, este high, super high-tech. Deci ceasul, touchscreen. Ceasul cu melodii din 83, așa. La care ne chioram tot blocul. Ceea ce, evident, constituie un mare succes. Există ceasuri scoase, ceasuri din acestea smart, nu înțeleg, duc scoase și de alte firme pe piață, dar cu siguranță ceasul Apple e mai scump. Îi va netezi, îi va da, cum spulbera. Vorbești la ceas, îl ții la gură, așa, îl ții la ureche, cum... Nu, zice că îl ții la mână și el vorbește, el auzi tare el... din el, ai înțelegi? De... Și tu mergi așa cumva și el vorbește, aude și toată lumea din jur, evident. Și tu... auzi și tu și pe aia după stradă. Așa, și tu vorbești și te aude. În fine, foarte frumos. Ai, probabil că are și... N-am stat să-l studiez, dar poate o avea și o mufă, nu, să bagi o casă. Un handscreen ăsta wireless. Wireless, da. Are și U, dacă vrei, opțional, îți dă și un om să-ți-l întoarcă dimineața când mai uiți. Eu da? Știu când mi-a dat tati cu primul ceas, uitam să-l întorc. Scăpai elementul ăsta, da. Mă trezeam cu asta ceasul. Ok. Deci ar fi bine acum să pună o piuit, să știi când trebuie să-l întorci. Eu asta aș pune. Da. O alarmă, trebuie să-l întorceți. Corect, facem o nouă dedicație muzicală la aerobaza Kamikaze, emisiune autonomă română, insist. Deci de la marele descoperitor pentru toți acoperiții, Duran Duran cu A View to a Kill. Încercarea moarte n-are, cine mișcă nu mai mișcă. Duran Duran, A View to a Kill. Aerobaza Kamikaze, din nou în direct cu dumneavoastră, sub semnul agentului acoperit, evident. Am spus și mai devreme, eu cred că președintele Băsescu va spune numele agentului acoperit. Bănuierile mele se îndreaptă spre Dan Diaconescu, pentru că el este de foarte multă vreme agent acoperit, și anume de ridicol. Nu e niciun fel de problemă. Pierdeți foarte mult dacă nu urmăriți emisiunea lui Dan Diaconescu. V-ați putea număra printre cei 18.000 de consilieri locali ai PPDD după ce Dan Diaconescu, atenție, dacă nu va fi arestat pe 3 octombrie, el a anunțat și data, caz în care, sigur, n-ar mai putea fi președintele României, dar dacă ajunge președintele României, din pușcărie, da, dacă ajunge președintele României, 18.000 vor fi consilieri ai locali, ai PPDD și 18.000 rezerve, da, iar apropo de consilieri 300 locali, de mii la Cotroceni. Numai o secundă să mai adaug ceva, dacă este arestat pe 3 octombrie, a sugerat Dănuț, atunci consilierul lor local din comuna, sau ce-o fi, Peștera din județul de aia vreau să vă zic și așa, îi va lua locul candidat la președinție din partea PPDD. Are 700 de mii de adeziuni, a anunțat Dănuț, arătând și cutiile cu adeziuni puse una pe cine? Seama. Ăla din Peștera? Nu, Dan Diaconescu. A. Și atunci nu va fi deci o problemă. Deci ce s-a întâmplat în Peștera? Spuneți. Comuna Peștera din județul Constanța e prima localitate din țară în care tot consiliul local este format aproape în totalitate din independenți. Adică, ăia 11 de la PSD, da, și un liberal, și au dat demisia din formațiunile lor politice, căci că nu s-a făcut nimic de la centru pentru ei. Singurul care a rămas de neclintit în consiliul local și este la un partid, cel de la PPDD. Așa. Dar ăla n-a fugit, cum zice Dănuț Diaconescu. Ei au plecat independenți, înțelegi? S-au enervat pe Nicușor Constantinescu. A zis, băi, a venit USL-ul la putere de 2 ani. Și ce-am văzut? Și pe ăsta nu ne-a asfaltat o stradă în comună. Ia, mai lăsați-ne, frate. Foarte frumos. Și dacă toți suntem la trasei, vreau să anunț o știre din zona Galați Brăila, adică din Brăila. Așa. PDL Brăila a trecut în bloc la PMP. Deci niște oameni serioși, măi, nenică. În bloc, deci brăilenii din totdeauna. Cum, mă, n-ați trecut la manechin Popescu Tăricianu? Omul cu suspendarea, omul cu... Stai, cu jalba. Stă weekendul ăsta la PMP, oh, ce să duc și din... Stai, mă, că avem timp. Deci toți au trecut. Toți, tot PDL-ul.
Foarte bun. Deci s-au gândit ei, mă, hai mă. Tot din arealul acesta. Să coborâm spre sud. Zice, arealul Dunărea Dobrogea. Arhiepiscopul Tomisului. Da. Ups, Teodosie. Ups. Așa, este urmărit penal pentru luare de mită. Chema la DNA, da. Păi să mai ducă și el pe la biserică, să aprindă o lumânare. Că dacă merge rău. Mare atenție, ai văzut pentru ce e urmărit penal DNA-ul? Pentru că a dat unul șpagă vreo 3000 de euro să-l bage la teologie. Trebuie nenică, domnul Ponta, dacă a făcut asta, să poți să intri la facultate fără bac. Și să intri și fără șpagă, nu? Eu zic să... Aia ar fi o șmecherie, să dai o lege să intri fără șpagă, că fără bac, mersi, nu e prea, nu-i foarte greu. Cum zice, am promutat în cuantum de 5000 de euro... Ca să facilit 5.000, mă, auzi, pentru înscrierea persoanei denunțătoare ca student în cadrul facultății. Da, mă, era adus un ziar de la România Liberă și... Și hirotonisirea ca preot. Excepțional, sunt și poze privindu-l cu... pe domnul Teodosie. Pe Teodosie n-ai zice că face ceva rău vreodată în viața lui. Deci dacă îi dai cuș mai jos din cap și îl pui pe corabie în... toate pânzele sus, este... A, Ilarion Ciobanu, clar. Direct. Da. Da, da. Mai... Stai, mă, dacă îi dai barba aia colea, și pui un lanț colea de... Colea Răutu e... Ai zice Colea Răutu? Iratu. Spânul, ai zice. Da. Da. Da, da, da. Eu rămân totuși la, la Ilarion Ciobanu. Ups, Teodosie, știi că s-a făcut cunoscut și prin faptul că atunci când Radu Mazăre, în deghizările sale, când s-a făcut Rasputin, i-a dat toiagul său de, te, de ups. Și chiloți. Și niște chiloți. Și cu toiagul lui Teodosie a defilat pe scenă cu pipițe în bikini cu asta Mazăre. Care e sigur. Religia trebuie să sprijine, într-adevăr, păi arta, cultura. Păi chiar a sprijinit chiar a toiagul. Adică exact. Să sprijină fractura sau ce avea la acolo la genunchi. Da, apropo de agenții acoperiți, a apărut o statistică, o dare de seamă. Madame Merkel a vorbit anul ăsta la telefon cu Vladimir Putin, ghici de câte ori? Ziceți? De 35 de ori. Și cu Obama? De două. Jumate, mai puțin de jumate. Am și cu jumate. Cameron, nici nu mai zic. Așa. Acum vin și eu să relefez o treabă. Așa. Domnul Putin față de Obama și englezoi știe și nemțește. Da, mă, dar ea n-a pus mâna să învețe păi limba străină. Tu crezi că premierul Marii Britanii știe vreo limba străină? Știe franceză. La, știe franceză. Da, Obama sigur nu el știe. El a lucrat ca arhiebist în Germania. Nu, mă, ca expert la ambasadă. Nu, mă, cu trupele de tașa, da, ca arhiebist. El a fost ce? Era locotenent colonel când s-a prăbușit USS-ul. Nu, nu, era... Ajunsese colonel. Da, era major și... Păi stai, mă, el are 60 de ani, 61, 60, cam așa, nu? Minus 25, deci era len colonel la 36 de ani. Când s-a întors, așa înțeleg, era len colonel când a trecut. Bă, ne, păi înseamnă că a avut... activitate, îți dai seama, bun. Și să nu uităm de faptul că poate la Rus Telecom are și minute incluse pe viață. Minute gratis, nu? Da, Putin, ultimul președinte, ăștia, da, după ultimul președinte american care știa și o limbă străină, care o fi fost? Nu, măi, ăștia în general mai știu câte o limbă. Păi George Bush, nu îl văd rupă, da, știe, păi știa ce? Spaniolă foarte bine. Foarte bine. A vorbea cu slugile în Texas, cu portoricanii. A fost guvernatorul statului Texas de două ori. Unde pai în graj, dai cai și mexicani. Omul știa spaniolă, nu era nicio problemă. Da. Ei mai știu și limbi străine. Într-adevăr, a fost și probă la Obama turcescu. Ce-o fi știind? Asta Obama îl văd știind niște africană. Limba africană. Keniană, zici, de la tătic. Nu, om africană, să spun. Africană direct, nu? Africană, ce mă? Elvețiană, africană, belgiană, da-ți-te. Mă, mi-a plăcut aia cu strategia NATO de a sprijini România. Facem niște depozite de armament, depunem acelea materialul tot, le păzesc niște, nu, doi băieți sau punem niște pândari la ele să nu intre să se fure și dacă e caz de război imediat au venit băieții noștri sau în armat sau echipaj și au plecat, nu? Mult am râs la chestia asta, bună de tot, într-adevăr, bună, bună. Adică le ținem bocani, e un fel de, da, de cum îi ziceam, nu uscător. Nu uscător. Uscătorie. Unde să țin bocani, și mă, la spălător. La spălător și la uscător. Deci România e un fel de uscător în NATO ăsta. Bună.
asta. Unde se lasă noaptea bocanci ca să nu miroasă în dormitor. Mi-a plăcut. Să trecem și pe frontul fotbalistic. Până la frontul fotbalistic, ziceți? O mică știre peste spune? Care n-aș putea să sar. Google, știrea așa. Google intră pe biotehnologii. Wow. Aștept, zic, hai să murtu, ia să vedem. Fii atent ce a făcut Google. A cumpărat o firmă care a făcut o mare invenție, lingura antitremur, $295. Ce adică dacă îți tremură zgara, i-a pus un stabilizator, cum e la aparatul foto, știi? Ah. Dar e biotehnologie. Nu m-a găsit o lingură pentru bețivani, cred. Ok, ok. Tot pe bio, Victor Pițurcă rămâne biologic vorbind, cu tot trupul, la Naționala României, nu-i așa, Marian? Au eșuat, să pare, negocierile cu arabii. Da, s-a descoperit clauza aia de 1,4 milioane de euro, care trebuia plătită de cumpărător, un cumpărător în cazul în care el alegea să rupă contractul până la finalizarea lui. Așa, și eu cred că la adăpostul victoriei extraordinar de dureroasă, zic eu. Așa, într-adevăr. Pe mine m-a durut victoria. Da, a fost o victorie dureroasă. Eu cred că Nea Pițe va putea să ia bătaie liniștit de la Irlanda de Nord sau chiar Feroe. Eu zic că se poate, se apropie un... Feroe au obținut un rezultat de prestigiu? Sau nu? La tineret cu noi, anul ăsta chiar, la începutul anului, parcă un 2-2 cu under... Rezultate. Au plecat cu ceasurile de la meci. Nu le-a mai furat. Ce le-a să face, mă, dacă știi cum să zice că n-ar mai fi echipe mici? Cum să nu fie? Uite, Portugalia este o echipă mică, fiindcă a mâncat bătaia acasă de la Albania cu 1-0. Turcia a luat-o cu 3-0 în Islanda. De la Islanda, ceea ce mi se pare genial. Și parcă, nu știu, feroiezii ce au făcut. Mai era una de asta mică, i-a încurcat pe niște baltici. Sunt cu noi și conduceau parcă ceva de genul ăsta la cu finlandezii, da. Și până la urmă au mâncat finlandezii cu 2-1. Deci o grupă foarte strânsă. Păcat, într-adevăr, dacă eram în grupă cu Portugalia și cu Turcia, sigur, nu era niciun fel de dubiu că ne vom califica. De altfel, am observat și ați observat și voi, desigur, golul Scoției în frunte cu Germania, golul egalizator a fost la un moment dat 1-1, a fost înscris de fiul unui nigerian căsătorit, sau mă rog, în fine, fiul unui nigerian care are copilul cu o româncă. Ei au fost studenți la metalurgie în România. Scoțieni ăștia fiind scoțieni. Scoțieni din Nigeria, și el a înscris un gol frumos, într-adevăr, cu care au egalat, dar, sigur, domnul Müller, Thomas Müller, nu s-a putut abține și a insistat să scrie și golul victoriei în acel meci, deci foarte frumos. Și devin și independenți acum, scoțieni. Bă, da, asta chiar eu să reamintim, nu cred că îi lasă englezii. Un rezultat extraordinar făcut de echipa antrenată de Moldovan. Viorel Moldovan. Da, under 21. Under, atenție, nu sub 21, sub orice critică. Under orice critică. Sub orice critică. Au pierdut ultimul meci de calificare, oricum nu mai conta, noi nu ne calificăm. Oricum, dar au pierdut cu 8-0 în Germania. Eu am văzut meciul. Pe lângă cele 8 goluri au mai fost vreo 6-7 ocazii singur cu portarul. Ah, deci puteau bate record. Stai, mă, că practic suntem ca Brazilia. Corect. Ce șmeche, am intrat și aproape, noi aproape. Da, aia a fost la Brazilia acasă. Scuze-mă, mai am ca la Germania. Viorel Moldovan a zis într-un interviu, nu știu dacă să mă bucur sau să fiu trist pentru rezultatul ăsta, având în vedere câte ocazii au mai avut. Eu cred că am scăpat, pe de o parte am scăpat ușor. Corect. Bravo, Viorica. Bine, Viorica. Aduceți aminte, Viorel Moldovan, eroul din 2000, când a obținut acel penalti păcălindu-l pe fratele Neville în mod magistral. Și golul, mă! Și golul, da. Ar putea fi găsite câteva scuze. Ei sunt cu infrastructura mult înaintea noastră, asta o știm. Aha. Și cu ani înaintea noastră, sau ai noștri, sunt mai mici la categoria de... Am înțeles că jucăm cu mulți mai mici. Mulți mai mici. Ei aveau cam tot 21 de ani împliniți. Am putea să reluăm scuza lui Bumbescu de la meciul cu Germania, tot de la juniori. Așa. Mi se pare mult mai argumentată, mai elaborată, când Bumbescu a zis, deci azi mâncat bătaie cu 5-0 mâncase, nu? Și a zis așa, dom'le, Germania sunt și mult mai buni. Da. Da. Și te rog, evocă-l scurt și pe Liviu Ciobotariu. Liviu Ciobotariu, care îngroașe rândurile membrilor generației, componenților generației de aur. Urmăriți penal. Celor urmăriți penal din generația de aur. O instanță din Liliești, parcă la Belgia. Da, a anunțat că a început urmărirea penală în cazul transferului său, care s-a produs de la Dinamo la Standard Liegi în anul 2000. Implicat, bineînțeles, este și domnul Giovanni Becali, alături de Cristi Borcea, conducătorul al clubului la vremea respectivă. Da, nu mă înșel.
O notă frumoasă pe care încheiem această ediție epocală a acoperirii. Ei erau, de fapt, infractori, au acționat acoperit. Acum justiția din Belgia, de data aceasta, nu știu dacă mâna justiției băsiste ajunge și până acolo, a ridicat semne de întrebare, atât la adresa lui Giovanni Becali, cât și a apreciatului Liviu Ciobotariu. Doamnelor și domnilor, o ultimă dedicație muzicală pentru toți cei încântați de cele ce se întâmplă acum în țară, mai ales de cei derutați, pentru că deruta este totală. Grupul Foreigner cu Head Games încheie această ediție Aerobaza Kamikaze. Spuneți, Marian? Să vă uitați la PTVR2, tocmai facem un rezultat istoric la tenis. Da? A, ce rezultat? Luăm bătaie de la Suedia. La... Răutate, ok, Foreigner, Head Games. Ne reauzim săptămâna viitoare.